Să deschidem împreună Biblia în Cartea Isaia, în capitolul 40, pagina 713, Isaia 40 și vom citi împreună de la versetul 6 până la versetul 11. Isaia 40, cu 6, un glas zice, strigă și eu am răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp, iarba se usucă, floarea cade, când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba, iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dom Dumnezeului nostru rămâne în veac. Suiete pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetățenilor lui Iuda. Iată Dumnezeul vostru, iată Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui. Iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. El își va paște turma ca un păstor, va lua mie în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Amin, mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Dragi oameni lui Dumnezeu, pentru că suntem la începutul anului, pentru că de obicei avem gânduri frumoase la începutul anului, dorim încă o dată să spunem Domnul să binecuvânteze anul acesta pentru fiecare dintre noi, pentru casele noastre, pentru familia fiecăruia și El să ne ajute să împlinim voia Lui pe care o are cu privire la noi pentru aceste 12 luni care ne stau înainte. Astăzi e o. Ieri am început-o pe prima dintre ele, astăzi este a doua zi, este prima duminică din lună și vrem sau nu vrem, trebuie puțin câte puțin să revenim cu picioarele pe pământ din euforia sărbătorilor pe care astăzi tocmai le încheiem, pentru că deja colindătorii au trecut pe la noi. Acum îi mai așteptăm la anul, anul acesta, sezonul următor. Mâncărurile pe care le-am pregătit s-au consumat. Musafirii unii dintre ei au plecat, alții vor pleca mâine, iar noi de mâine vom scola din nou la șase de dimineață și vom merge la lucru nostru. Așa se va întâmpla de mâine. E euforia aceasta puțin câte puțin se stinge, doar vom mai vorbi despre ea mâine sau poimine cu prietenii și vom întreba tu cum ai petrecut de Crăciun sau de Revelion. Și atâta tot, vom rămâne doar cu amintirile. Am ales în seara de astăzi, dragii mei, un cuvânt din Scriptură care să... Ne ajute să realizăm puțin că ne stă în față un an plin. Un an care este presărat din loc în loc cu sărbători, cu zile libere, însă între aceste zile libere pe care noi le așteptăm cu drag să vină să ne mai odihnim puțin, avem o viață obișnuită de trăit. Avem o viață care are greutăți și este bine să ne învățăm de la început să mergem cu dreptul. Este înțelept din partea noastră. Să vedem începutul în capăt, nici la jumate și nici la sfârșit. De aceea am ales astăzi să am un cuvânt din partea Domnului care va fi foarte simplu. Însă socotesc că va aduce un dram de înțelepciune pentru noi. Un dram de înțelepciune care să ne ajute să ne organizăm puțin mai bine viața anul acesta și să ne împlinim propriile așteptări pe care noi le avem de la viață în măsura în care credem că Dumnezeu ne va binecuvânta să-l avem plin de la El. De aceea am ales textul acesta pe care omului Dumnezeu Isaia, un om care a trăit cu 700 de ani înainte de Domnul Isus Hristos sau cu 2700 de ani înainte de noi, un om care în alt timp, în alte conjuncturi, a avut o înțelepciune extraordinară din partea lui Dumnezeu să facă niște afirmații care sunt așa de valabile și pentru noi astăzi. Și anume, Că omul este o ființă foarte, foarte trecătoare. Și el, sigur, compară pe fiecare dintre muritori orice ființă de pe fața Pământului și mă gândesc că nu numai oamenii, toate ființele de pe fața Pământului sunt ca iarba de pe câmp. Dar, ce vreau să vă spun în numele Domnului seara de astăzi? Vreau să vă spun să înțelegem că Dumnezeu vrea de la noi să facem alegeri bune în viața noastră. Dumnezeu este interesat și vrea ca fiecare dintre noi să facem alegeri bune pentru noi. Domnul stă de vorbă cu omul lui și omul lui Dumnezeu scrie cuvintele acestea pe care Dumnezeu i le-a spus, pentru că le-a considerat necesare pentru fiecare dintre oameni și a spus în felul următor, când Domnul a stat de vorbă cu Moise, Dumnezeu îi spune, Moise, spune oamenilor următorul lucru, astăzi îi spun înainte binele și răul, moartea și viața, te îndemn, spune Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, dorința lui este te îndemn, omule, alege ce este bine pentru tine, alege viața ca să trăiești. Dragii mei, Dumnezeu vrea să facem alegeri bune anul acesta. Și ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că dacă prezicătorii, nu mă refer la astrologi care citesc în stele și în horoscoape. nu, 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 oameni de știință, oameni politici, econo economiști care se ocupă cu studierea economiei, toți... Prevăd câte ceva că se va întâmpla anul acesta. Că prevăd, unii prevăd că China va crește foarte mult în economia mondială și va avea un rol important de spus. Și probabil că este așa. Că Nord Corea va intensifica război și aproape că va, va intra în război cu South Corea. Și bineînțeles, noroadele, popoarele vor fi într-un într într freamăt deosebit. Oamenii prevăd că dolarul va avea inflație și că America nu își va reveni curând că țări se vor ridica și țări vor coborâ. Însă nu vreau să ne gândim în sensul acesta în seara de astăzi la alegerile pe care să le facem noi vis-a-vis -vis de istoria lumii. Istoria lumii este prea mare pentru mine. Și în seara de astăzi Dumnezeu vrea să facem alegeri corecte în ceea ce privește viața mea. De aceea vreau să vă spun cuvântul meu în seara de astăzi. Dumnezeu vrea să înțeleg bine, să aleg ce trebuie să fiu anul acesta. Eu trebuie să aleg să fiu ceva anul acesta. Trebuie să aleg să fiu ceva. Și ca să fiu puțin și mai specific, Dumnezeu vrea să alegem să ne considerăm, de fapt, ceea ce suntem cu adevărat. Pentru că primul punct al predicii mele este următorul. Eu trebuie să mă consider că sunt un om trecător. Aș putea să spun să aleg să fiu un om trecător, dar, de fapt, sunt. Problema este că nu vreau să recunosc treaba asta că sunt trecător. Noi toți suntem trecători. Dacă nu mă credeți, vă rog frumos, mergeți acasă și că, căutați fotografiile de acum 5 ani de zile. Luați-le pe cele de acum 5 ani și luați-le pe cele de acum 5 zile și puneți-le una lângă alta și dumneavoastră înși vă, vă vedea seama cât de trecători suntem pe fața Pământului. Problema este la mine dacă vreau să mă consider așa. Dacă vreau să mă consider trecător, atunci anul acesta va fi pentru mine un an plin de care voi profita. Pentru că știu că timpul trece repede pe lângă mine. Dragii mei, mă bucur așa de mult când este frigul acesta teribil în Chicago afară. Când aștept undeva și trece timpul greu, îți spun în sfârșit, trece timpul greu și pentru mine. Pentru că așa de repede trece și nici nu știu când zboară pe lângă mine, însă acum este timpul când trece greu pentru mine. Mă bucur mult pentru asta. Dar rare sunt momentele astea. Mă bucur că iarna trece greu la Chicago, pentru că simt că trăiesc într-adevăr, pentru că timpul zboară pe lângă mine, fraților. În cinci ani de zile în urmă, în iarna lui 2006, la începutul ienii, ianuarie, eram într-o școală de limbă engleză undeva în statul Mizuri, în Springfield, și o doamnă profesoară care era creștină. Să se străduia să ne învețe nu numai engleză, și să se străduia să ne învețe și lucruri de viață. Printre altele, ne-a spus să nu, să nu ne ducem flămânzi la magazin când facem cumpărături. Asta am văzut eu mai târziu: că de multe costă când te duci flămând la magazin. Și m-am mirat că la școală mă învață lucrurile acestea practice, însă ea spune: Ce ai de gând să faci în America? Și spun: Nu știu ce am să fac în America. Pentru că sunt într-un într început nou. Pot să fiu ce vreau. Și atunci visam că voi alege eu ce să fiu, însă am intrat într-un tăvălug și după cinci ani de zile doar visele mi-au mai rămas de atunci. Și a trecut, au trecut cinci ani de zile și din ce am visat că voi fi odată nu sunt decât ceea ce mă, mă constrânge sistemul acesta financiar în care am intrat. Dragii mei, trecem, timpul trece pe lângă noi. Vreau să înțelegem că anul acesta sunt trecători, când voi ști sigur că timpul trece repede, atunci mă voi strădui cât voi putea de mult să nu-l las să treacă fără folos pe lângă mine. Mă voi bucura mai mult. Voi căuta mai mult să stau cu familia mea. Mă voi bucura mai mult cu copiii mei. Cred că fratele Ștefan nu se va supăra dacă câțiva dintre părinți o să vă las copiii și pentru 100 de dolari, fraților, am bătut 15 ani sau 20 de ani la parchet și am, am, am mirosit la lac până n-am mai știu de noi și tot cu nimic am rămas. Pentru 100 de dolari, vă rog, copiii dumneavoastră s-ar putea să nu se mai fi dat cu Sania de vreo 5 ani de zile. Mergeți, vă rog, și pentru 100 de dolari, faceți-vă o bucurie. Dați-vă cu Sania, cu copiii dumneavoastră, bucurați-vă. Va trece timpul, vor pleca de lângă noi și vor rămâne doar cu păreri de rău. Sunt întrecători. Cum trece o iarbă, cum trece o floare așa suntem și noi. Totdeauna când mă gândesc la timp și la cât de repede trece timpul, nu pot să nu-mi aduc aminte, v-am mai spus întâmplarea aceasta, dar vă mai repet, pentru că este pătrunzătoare pentru mine. Este aici la noi, în biserică, o soră, este vorba de sora Ecaterina Jumătate, însă a avut un sos care a trecut la Domnul în urmă cu câțiva ani de zile. Chiar înainte ca omul acesta să moară, l-am vizitat cu un grup de tineri din biserică la un nursing home. Frumos, curățenie, strălucea totul. Am avut impresia că intru în studio de la Hollywood unde se face un film. Oamenii aveau impresia că sunt actori. Vreau doar să stau acolo să mă uit la ei. Credeai că joacă teatru. Oameni care nu mai aveau mințile întregi, care se uitau pe pereți, care vorbeau singuri, care se uitau la tine foarte straniu. Și omul acesta care nu știa engleză, stătea singur și nu putea să vorbească cu nimeni. Era într-un Pat vis-a-vis -vis de alt om, de un american. Și omul acela spune, nu mă bag în seamă cu nimic, nici nu știa cum să se exprime față de el. Nu și-a mai dorit decât un ceas. Și unul dintre tinerii biserice a, a, a mers încă o dată el și a dus un ceas. Să când a trebuit să plecăm de acolo, omul ăla ne-a pus la toți o, zi, o întrebare foarte simplă. Și spune, când a văzut că ne uităm la telefoane, la ceas, să vedem cât e vremea, că trebuie să plecăm. Spune, vă grăbiți? Când m-a întrebat omul ăla acolo, te grăbești, credeți-mă că parcă a stat tot timpul în loc pentru mine. Unde ne grăbim? Unde alergăm așa de repede? Știm unde ne îndreptăm. Fraților, vă rog, țineți cât puteți de mult de timp. Cea mai mare resursă naturală a unui om nu este petrolul, nu sunt gazele naturale. Cea mai mare resursă naturală este tinerețea dumneavoastră, este viața pe care o avem. Ăsta este cel mai mare dar pe care putem să-l avem de la Dumnezeu. Să ne bucurăm cât putem de mult anul acesta de viață, pentru că este harul, darul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Vreau să înțeleg astăzi că sunt un om trecător. Dumnezeu spune, orice făptură de pe fața pământului este ca iarba de pe câmp. Și ca floarea ei, care dimineața este și după masa nu mai este, așa suntem și noi, din nefericire. Dar vreau să mergem puțin mai departe. Ce aleg să fiu? Sau ce aleg să mă consider să fiu? Că deja sunt, dar nu vreau să înțeleg că sunt. Trebuie să mă consider că sunt un om trecător. Dar, în al doilea rând, trebuie să mă consider că sunt un om mic. Da, fraților, sunt un om mic. Sunt așa de mic, dar din nefericire am așa de mare impresie despre mine încât eu cred că sunt cine știe cine. Pentru că am venit în țara aceasta unde democrația îmi dă, îmi dă vânt în aripile mele de înălțare și vreau să mă, să mă consider undeva sus. Și am impresia că eu chiar contez pentru cineva. Când e vorba de alegeri, ți se, ți se insuflă spiritul acesta că dumneata e valoare. Să mergi să votezi. Eu vreau să vă spun că, într-adevăr, părerea noastră contează. Dar vreau să vă spun altceva, contează foarte puțin. Liderii ne spun astăzi, părerea dumneata e importantă, dar mâine, după ce este ales să spune, părerea ta contează foarte puțin. A contat, dar foarte puțin. Ce vreau să spun este că sistemul în care noi trăim, și nu numai sistemul, că și în România este la fel, sau dacă am fi fost în altă parte a Pământului, era la fel. Tot avem impresia despre noi că suntem mai sus decât suntem. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Fiecare făptură este ca iarba de pe câmp. Acum trebuie să alegem ca iarba din România sau ca iarba din America. Să mă scuzați, dar ca iarba din America n-am văzut pe nicăieri. Am impresia că în România nu poate să crească iarbă ca aici. Așa de frumoasă, așa de curată, așa de frumoasă. Niciodată nu ajunge să aibă semințe sau să facă, să facă mizerie. Nu, nu, este așa de... Ca un, e un gazon, e ceva special. Dar ce vreau să vă spun este că indiferent cât de frumoși suntem, cu haină de America, făcând duș de două ori pe zi. Sau dacă este cineva în România ca o iarbă din România, spălându-se doar sâmbăta și cine știe când schimbându-și hainele, o iarbă de România sau o iarbă de Statele Unite, tot iarbă este. Suntem mici, dar nu vreau să cred că sunt mic. Vreau să cred că sunt altcineva. Vreau să cred că sunt mare. Dragii mei, anul acesta, dacă vom intra și nu numai anul acesta, toată viața noastră, dacă cineva suferă mult, suferă datorită faptului că are așteptări pe care nu îi le împlinește nimeni, pentru că sunt nefondate așteptările pe care le are. În momentul în care te consider că toată lumea trebuie să stea înaintea dumitale, în momentul în care consider că toți trebuie să-ți dea valoare și nu ți se dă, în momentul acela suferi, dar dacă ești un om mic, dacă stai la, la, nivelul de jos, atunci nu ai ce să faci. Când ești cel mai jos, nu mai ai unde să mai cazi. Vă rog să mă credeți, când ești cel mai jos, nu mai ai unde să mai cazi. Și Domnul Isus Hristos spune în felul următor, în Evanghelia după Matei, chiar la începutul predicii sale, când predică de pe munte, calea Domnului spune, străduiți-vă să mergeți pe calea cea îngustă. E vreau să vă spun astăzi că pe calea îngustă să merge doar la nivel jos. Dacă nu mă credeți, Luați, vă rog, un 2x6, adică o, o, bucată de lemn care este groasă de 2 inci, de 5 cm, și lată de 6, și dacă mergem pe ea la un fit de la distanță de pământ, toți vom putea să mergem. Însă dacă înălțăm această scândură la 100 de metri, la 300 de fit deasupra, cine mai merge pe ea? Nu mai merge nimeni, că e prea îngustă. Calea Domnului nu este înălțată, fraților. Calea Domnului este smerită este îngustă și noi trebuie să mergem pe ea. Hristos, Domnul nostru, a mers pe ea și el ne învață să mergem, să-l urmăm pe el. Așa de mult mi-a plăcut ce s-a vorbit despre Domnul Isus Hristos acum cu ocazia nașterii sale. Și s-a spus un adevăr extraordinar și vreau să spicuiesc doar câteva idei și vreau să înțelegem astăzi că Domnul Iisus Hristos a smerit și noi trebuie să facem la fel, este Domnul nostru, este învățătorul nostru și dacă El s-a smerit, atunci și eu trebuie să mă smeresc. Cum s-a smerit Domnul? Păi ales să se nască într-o iesle de animale. Se mai întâmplă din când în când, întâmplător, pe expres, să trec cu mașina pe lângă o mașină, altă mașină care cară animale. După ce trec de mașina aceasta cu animale, nu știu că să mai merg cu geamurile deschise pentru că mirosul acela de vaci intră în mașina mea și mă deranjează. Și spun: vai, ce urât miroase să merg cu geamul deschis. Hristos s-a născut într un loc unde erau animale și mirosea rău. Tatăl lui și mama lui, tatălui adoptiv, să spunem, și mama lui. Au fost niște oameni simpli. Niște oameni întâmplari, spune, fiul Templarului, așa a ales Domnul să se nască, încât oamenii se râdă de el. Spune, cum, domne, fiul Templarului, chiar ăsta s-a găsit să ne învețe pe noi, frații lui și surorile lui, surorile Domnului și frații lui de mamă din Maria și apoi din Iosif, care s-au născut după el. Spune că au fost niște oameni simpli, pentru că oamenii din nou au râs despre el cum poate și noi, poate suntem frați sau avem frați care nu sunt în poziții înalte. Și cineva zice, cum domne fratele lui ăla așa a spus despre Domnul Iisus nu sunt frații și surorile lui printre noi, așa a ales Domnul să fie într-o familie de care se râdea. Într-o familie de care se râdea. A trăit într-un într oraș de care s-a râs. Poate să iasă ceva bun din Nazaret. E bine, Domnul Iisus Hristos născând și trăindu-se aici, dar când s-a făcut mare, știți cât a călătorit Domnul Iisus Hristos? Cam 100 de maile. Cam 160 de kilometri. Asta a fost toată distanța pe care, pe care a parcurs-o Domnul Iisus Hristos. Nu a mers mai departe? Nu. A mers doar de sculți. A avut 12 prieteni, dintre care unul l-a trădat și l-a vândut. Și foarte repede, scurt, Seara a fost prins și, a doua zi, la prânz, a fost omorât, bătut în cuie, într-o să cumplită. Ăsta a fost domnul, așa s-a smerit. Asta vreau să vă spun că smerenia lui a adus un rod extraordinar și bogat. Cred că toată lumea a auzit de Napoleon. E bine, omul ăsta, când cineva i-a făcut un compliment, ca a cucerit lumea, poate singurul care a intrat până în Moscova și a cucerit și Moscova. Când i s-a spus, împărate, ai ajuns mare și a spus, ce am ajuns? Iisus Hristos, cu 12 oameni desculți, a cucerit lumea prin iubire, iar eu a trebuit să omor mii de oameni ca să ajung ceea ce sunt. Frații mei, Hristos s-a smerit, s-a smerit, s-a smerit. S-a considerat mic, cu toate că era mare. În momentul în care a fost cel mai mic, Dumnezeu l-a înălțat. Anul acesta, ascultați-mă, vă rog, dacă vă considerați oameni puternici, mari, înțeleți, deosebiți, s-ar putea să aveți de suferit mult. Dar dacă o să vă considerați oameni simpli, în care fiecare poate să dea cu ce vrea, despre care fiecare poate să zică ce vrea, pentru că mai rău decât sunt, cum să fiu, fraților? Dacă o să mă consider cel mai mic atunci voi fi un om fericit. Dar dacă o să mă consider pretențios de care să nu vă atingeți, să nu ziceți, să nu comentați, atunci eu am să sufăr în primul rând eu și bineînțeles pe urmă alți oameni. Dar vreau să vă spun că dacă mă consider mic, voi avea de câștigat din partea Domnului. În al treilea rând, dacă vreau să meargă bine anul acesta, atunci și dacă vreau să mă consider Că sunt un om mic. Dacă vreau să mă consider că sunt un om trecător, atunci cred că dacă mai dorim să mai avem o viață cât de cât fericită anul acesta, ar trebui să ne mai considerăm încă ceva. Ceea, de fapt, ceea ce de fapt și suntem. Dar din nou nu ne place să credem că suntem. Și vrem să credem că suntem altceva. Vreau să ne considerăm că suntem administratori ai bunurilor pe care le avem și nu stăpânii. Administrator ai lucrurilor pe care le avem și nu stăpânii. Pentru că de cele mai multe ori, una dintre cele mai mari suferințe pe care noi le avem în viața noastră este că pe lucrurile pe care ne considerăm stăpâni și care ni se strică, ni se fură, avem probleme cu ele, nu putem să ni le însușim, cu asta avem foarte mari probleme. Dar în momentul în care mă voi considera nu stăpân, ci administrator, atunci voi fi un om fericit. Dumnezeu este în control pe tot pământul. Asta să nu-mi iasă de minte nicio secundă. Nu am citit mai jos din capitolul lui Isaia, dar, frații mei, este un cuvânt extraordinar în care spune măreția pe care Dumnezeu o are. Spune în felul următor că toate popoarele la oaltă, în câteva versete mai jos, toate popoarele la oaltă, înaintea lui Dumnezeu, sunt ca un praf pe un cântar. Nu știu care dintre noi că mergem la magazin și ne cumpărăm 2-3 pounds de roșii, când să le punem pe cântar, să-i spunem lui Doamna, stai puțin, vreau să șterg cântarul de praf ca târnă greu. Nici până cam nu ne trece. Dar astea sunt toate neamurile înaintea lui Dumnezeu, ca un praf pe un cântar, nimic, zero. Dumnezeu este în control în viața mea. Și dacă Dumnezeu s-a îngrijit până la vârsta aceasta să am ce să mănânc, ce să îmbrac, Ba mai mult, mai mult decât îmi trebuia. și prin harul Domnului fiecare dintre noi, am mai dat și la alții care n-au avut. Cred eu că Dumnezeu nu va purta de grijă și de aici înainte. Dar noi avem o problemă care vine tocmai din Eden. Și problema vine de când Dumnezeu ne-a creat și Dumnezeu îi spune lui Adam, stăpânește ceea ce eu am făcut, uite, ți le dau ție în stăpânire. Și stăpânirea aceea de atunci, care este în ființa noastră, se manifestă și astăzi, însă uităm un lucru, fraților. În momentul în care noi am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, dreptul acesta de a stăpâni mi s-a luat. Dacă nu mă credeți, atunci v-aș ruga să faceți un experiment. În, în Eden, Adam era stăpân peste grădină, peste animale, peste pământ, peste tot ce era acolo. Dacă nu mă credeți că suntem administratori și ne credem stăpânii, v-aș ruga să vă luați o zi, poate înspre primăvară, când se va face cald, și dacă mergeți pe Lincoln, pe strada Lincoln, care străbate și ca o așa puțin transversal, și dacă mergeți south-east, sud-est, chiar până acolo unde se termină ea, pentru că se termină unde începe strada Clark și la Sel. E bine, dacă faceți ușor stânga, e o intersecție puțin mai complicată, dar puteți să mergeți fără probleme. Se face verde, traversați, faceți ușor stânga, o străduță mică unde se parchează mașini. Parcați mașina și mergeți în grădina zoologică. Este o grădină zoologică Lincoln Zoo, îi spune. Este gratis, free, poate să meargă o cine. Vă recomand să mergeți cu copiii când aveți timp și chiar dumneavoastră singuri. Dacă nu ați fost niciodată, puteți să mergeți. Vă să mergeți la grădina zoologică și să mergeți la, la omul care îngrijește grădina aceasta și să-i spuneți, domnule, chiar când intrați pe poarta principală, este o curte mare acolo unde sunt un leu și câteva leoaice. Și spuneți-i Domnului în felul următor, Domnule, lasă-mă să intru la ele că eu sunt stăpânul lor. Cine crede că este stăpân pe ceva, vă rog să mergeți acolo și să faceți experimentul acela. Dacă leul și leoaica vă vor asculta ca și și dumneavoastră de acasă, atunci veți fi stăpâni peste tot ce aveți dumneavoastră până acum. Dar dacă nu vă vor asculta, atunci să știți că nu sunteți stăpân pe nimic. Nu suntem stăpâni pe nimic. Avem mult de suferit, dragii mei, foarte mult de suferit, pentru că mă consider stăpân pe banii mei. Și când Dumnezeu mă îndeamnă să fac ceva pentru El, eu mă gândesc pe care să o dau. În momentul în care trebuie să dau ceva copiilor sau săracilor sau cine știe ce să fac. În momentul în care mă consider prea stăpân pe lucrurile mele, atunci intervine o problemă și un conflict în ființa mea. Anul acesta vă îndemn în numele Domnului. Considerați-vă nu stăpâni. Considerați-vă administratori. Dumnezeu întotdeauna, Domnul Isus Hristos, când vorbește oamenilor, dă pilde despre administratori și compară pe oameni cu administratorii, nu cu stăpânii. Știți pe cine compară cu stăpânul? Pe Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân peste tot ce este pe pământul acesta. Și El va trage la socoteală pe orice administrator. Și pe unul care a avut mult, și pe unul care a avut puțin. De aceea nu voi avea nicio scuză să spun, Doamne, păi am avut puțin, am fost numai dator. Ce era să administrez? Nu, nu, pe toți Dumnezeu ne va trage la socoteală și pe cel care a avut puțin și pe cel care a avut mult. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care judecă lucrurile de pe dreptate și va veni și mă va trage și pe mine la socoteală să mă întrebe ce ai făcut cu ce era al meu. Este o dovadă de mare înțelepciune ca un om al lui Dumnezeu într-un an pe care Dumnezeu îl mai dă să trăiască, Saibă întotdeauna a făcut un buget în mintea lui, pe hârtia lui, de care să știe soția lui și să comunice împreună, să spună, uite ce, din cât Dumnezeu ne dă, eu aș vrea atât, atât și atât să facem asta, asta și asta pentru împărăția lui. Este înțelept din partea noastră să ne facem socoteala aceasta de acum, pentru că dacă nu vom face la sfârșitul anului, pățim ca în 2010 a fost economia rea, nu am avut suficient cam, am avut prea multe datorii, n-am mai putut să fac față. Dar, în momentul în care încep bine, atunci voi termina bine. Frații mei, nu vreau să depășesc prea mult limitele și să intru în treburi care vă aparțin doar dumneavoastră. Este treaba dumneavoastră și treaba lui Dumnezeu cu ceea ce aveți și cu ceea ce considera să fie. Însă, un om înțelept se consideră pe bunurile pe care le are, nu stăpân. Știți de ce nu stăpân? Pentru că, așa cum spunea la început, cât de trecători suntem, va veni o zi în care vom pleca și din care nu vom lua nimic cu noi. Arhi cunoscut de noi toți. Anul trecut, dintre noi, au plecat câțiva oameni. Au plecat și frați și surori. Alții poate din familiile noastre în România, alții poate am petrecut pe mulți pe ultimul drum. Niciunul dintre cei care au plecat, în afară de un rând de haine cu care au fost îmbrăcați pentru ultima dată, n-am mai luat nimic altceva. Noi trebuie să fim administratori înțelepți și anul acesta să ne ferim de probleme financiare care ne depășesc. Vreau să recapitulez aceste puncte acum când. Ne apropiem de încheiere și înainte să ne rugăm Domnului. Și vreau să înțelegem că Domnul vrea de la noi anul acesta să facem alegeri bune. Dumnezeu din cer care așteaptă să ne binecuvânteze. Dumnezeu care are un plan specific, un plan bun, gânduri de pace, gânduri, gânduri bune pentru noi toți. Dumnezeu așteaptă ca noi, în dreptul nostru, să facem alegeri. Să știți că Dumnezeu din cer își face lucrarea lui, dar eu trebuie să-mi fac lucrarea mea în dreptul meu. Și dacă mă voi considera înaintea lui Dumnezeu un om rău, un, un, un om rău pe care Dumnezeu îl vede rău, un om care nu vrea să se considere că este trecător să spun Doamne, păi eu voi trăi 100 de ani, eu voi face ce vreau cu viața mea, voi merge într-o parte și în alta, nu mă voi ocupa de familie, nu voi lua concediu, dragii mei. Mi-a rămas în urechi cuvântul pe care l-a spus fratele Petru la scăv-o odată aici în urmă cu vreo 3-4 ani de zile, dar îl țin minte și acum. Când a dat exemplu unui om care s-a dus la el și a spus, frate, eu în 10 ani de zile de America nu mi-am luat o săptămână concediu. Și fratele zice, bravo! De 10 ani de zile în America, dragii mei, ce rămâne în urmă? Vreo amintire, vreo fotografie cu copiii în zăpadă? Vreo fotografie în care te bucuri de familie și de viață? Sau pur și simplu numai că am făcut, am alergat, m-am sculat de dimineață, m-am târziu? Sunt întrecători, fraților. Bucurați-vă de viață. Singura mare fericire pe care un om poate să aibă este să se bucure de soția lui și de casa lui. Bucurați-vă cât puteți de mult anul acesta, pentru că timpul trece, ne vom trezi la sfârșitul anului și din nou și din nou păreri de rău și așa mai departe. Dar să ne considerăm trecători și să trăim cât putem de mult viața pe care Dumnezeu ne-a dat anul acesta. Dar mai mult, să ne considerăm oameni mici. Cel mai bine este să vezi starea pe care o ai, și repet, când ești cel mai jos, de acolo nu mai ai unde să mai cazi. Când ești cel mai jos, de acolo nu mai are nimeni unde să te mai trântească. Pentru că ești cel mai jos. Pe cel smerit, Dumnezeu în alța, dar celui mândru, Dumnezeu îi stă împotriva. Și mai mă rog, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem, să ne considerăm pe noi înșine, că suntem niște oameni care nu suntem stăpâni pe nimic în lumea asta. Nu suntem stăpâni Primul instinct pe care copilul îl are când se naște este ăsta. Este instinctul nostru, fraților. Un copil când se naște trebuie să facă așa. Dacă nu face așa înseamnă că este bolnav. Așa consideră medicii. Și toată viața noastră numai așa să facem, să strângem, să apucăm, să luăm, să fie al nostru. Să vine o zi când așa vom pune mâinile pe piept cu nimic în el. Dragii mei, Dumnezeu să ne ajute să fim oameni înțelepți anul acesta. Și cuvântul Lui, care este un izvor nesecat de învățătură și de înțelepciune, să ne fie călăuză și lumină pe cale. Amin.